Municipiul Deva a găzduit sâmbătă și duminică o competiție națională canină. Evenimentul a reprezentat o evaluare la nivel internațional a posibililor participanți la mai multe probe la apropiatul campionat mondial care se va desfășura în Italia. Este o evaluare internațională a echipei României care dorește să participe la campionatul mondial al Federației Chirurgiei Internaționale la secțiunea de individual. El va avea loc în august 2022 în Italia, fapt pentru care un număr de peste 20 de exemplare canine s-au înscris la această competiție canină internațională în cele trei specialități de salvare și examen de TSAC. Așadar, am văzut un evantai foarte interesant de rase de câini care s-au înscris la probele de urmă de căutare pe suprafață sau cum pentru publicul nechinolog căutarea persoane dispărute din pădure și căutarea în dărâmături. Două zile full cu un program maraton, având în vedere și vremea capricioasă, ar trebui să ne adaptăm și să evaluăm din punct de vedere kinotehnic, din punct de vedere al selecției pentru un nivel de campionat mondial, atât oamenii cât și câinii. La competiția din Deva au participat și campioni mondiali, România fiind deținătoarea titlului suprem în întrecerea canină. Desposesoarea unui superb exemplar canin, ce rasă este? Ciobănesc german cu de talie medie cu păr scurt, în vârstă de aproape 5 ani, peste o lună v-am plinit 5 ani. Am venit la Deva să participăm la secția B de căutare. De dimineață am avut secțiunea de urmă unde am promovat cu calificativul bine și astăzi după masă avem obediența. Noi suntem campionii mondiali pe echipă, noi am luat locul 1 anul trecut la Craiova și el îl cheamă Arti. Cum e să dresezi, să crești un câine, să le duci? Atât timp cât îți plac animalele, cred că este foarte ușor. Eu trăiesc de mică cu animale, deși locuiesc la bloc, este deja al doilea exemplar pe care îl dețin. El este primul de ciobăne german. Este frumos, este greu, este și ușor, este de toate, treci prin toate tipurile de stări. Cu ocazia concursului național canin de la Deva, i-a fost oferit un trofeu decanului de vârstă al arbitrilor din România, Eugen Senasi. Experimentatul arbitru internațional este convins că și la apropiatul campionat mondial România va avea rezultate foarte bune. În primul rând vreau să spun că mă bucur că sunt prezent în acest minunat municipiu Deva, unde de fapt mă leagă foarte multe amintiri, începând de la începutul echinologiei române în municipiul Deva. Și vreau să spun că câinii în general sunt foarte bine pregătiți pentru această competiție, sunt foarte bine, așa cum a spus și antevorbitorul meu, sunt foarte bine pregătiți pentru un campionat mondial și ei sunt și campioni mondiali până la ora actuală. Și mă bucur acest triumf al echipei naționale, pot să spun, care ne va reprezenta în Italia și sperăm, nici nu mă gândesc să nu luăm între locurile 1 și 2. Câinii și conducătorii lor au făcut o adevărată dovadă de măiestrie, întărind astfel speranțele specialiștilor în păstrarea titlului mondial. Ia să vedem. Se mișcă. Ne oprim. La indicația arbitrului părăsim Sfinxul. Șezi. Bravo! Ia să vedem tunelul de 4 metri. Câinele va fi trimis înainte. La ieșire se va poziționa în culcat. Ia să vedem. Liber. Trimiterea înainte. Observăm că tunelul este foarte bine. Aici se ține cont și de poziția câinelui înculcat. Nu are voie să se cuce pe o parte. Este poziția cupit. Se cheamă foarte corectă poziția. Cu ocazia concursului național a fost redeschis și dog parcul, iar cei care îl administrează speră să fie organizate și alte competiții, considerând că Deveni merită cu prisosință un astfel de spațiu destinat patrupedelor. Acest concurs înseamnă redeschiderea oficială a dog parcului. Anul trecut știți că a fost o situație cu el. După acest examen,
activitatea la Dog Park va renaște. Sunt două terenuri, unul va fi pentru dresaj și unul pentru câinii de societate, socializarea câinilor, și activitatea va fi permanentă. Sperăm ca pe anul viitor domnii arbitri să fie de acord să vină să arbitreze aici. Vom ține mai multe examene, pentru că Dog Park, în momentul în care a luat ființă, a fost cel mai elegant Dog Park din România. Vrem să redevină, pentru că este cea mai mare suprafață pentru câini a unui primării și deveni, cum spun totdeauna, deveni sunt oameni care iubesc câinii și merită să aibă un asemenea parc. Dog Parkul din reședința de județ, care este cel mai mare de acest gen din țară, se află în administrarea Serviciului Public de Întreținere și Gospodărire Municipală, SPIGM Deva.